Dragilor, bine v-a regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei Redefinirea masculinității între vulnerabilitate și autenticitate, o campanie desfășurată pe site-ul edituriei Herald. Astăzi este alături de noi Daniela Luca, psihanalist, doctor în psihanaliză la Universitatea Paris 7, președinte al Asociației Româno-Franceze de Psihoterapie și Psihanaliză, André Green. Daniela a publicat numeroase articole de psihanaliză și psihopatologie, iar astăzi ne-am gândit să discutăm în cadrul acestei frumoase campanii Redefinirea masculinității între vulnerabilitate și autenticitate, pornind de la subiectul unei cărți foarte dragi nouă. Este vorba despre Corpul își amintește, revoluționarea tratamentului traumei de Babette Rothschild, o carte publicată în colecția Psihoterapia a editurii Herald și pe care, așa cum spuneam, carte pe care o găsiți pe site-ul editurii Herald în cadrul acestei campanii Redefinirea masculinității. Ce înseamnă cu adevărat să fii un bărbat asumat, matur din punct de vedere emoțional și autentic, vulnerabil? Cât de diferiți sunt bărbații de astăzi față de cei din generațiile anterioare? Ce mituri și stereotipuri persistă încă despre ideea de masculinitate și agresivitate? Se pune deseori semnul egal între masculinitate și agresivitate? Sau se pune semnul egal între vulnerabilitate și slăbiciune? Cum pot bărbații să-și asume masculinitatea într-un mod sănătos și matur? De ce au bărbații dificultăți în a-și exprima emoțiile, în a fi în contact cu propriile nevoi emoționale și cu propriile emoții? Iată așadar foarte multe întrebări pe care sau la care încercăm să venim cu răspunsuri alături de invitații noștri sau prin intermediul invitațiilor noștri. Daniela Luca, hai să încercăm o primă definiție a bărbatului în societatea actuală și în vremurile pe care noi le trăim. Ce înseamnă, din punctul tău de vedere, atât ca psihoterapeut, psihanalist, dar și ca femeie, ce înseamnă un bărbat matur, un bărbat responsabil, un bărbat asumat, care să fie într-un soi de consonanță sau asonanță cognitivă cu ceea ce sau cu percepția pe care o are femeia despre bărbat. Pentru că, cu siguranță, în vremea de astăzi, bărbații au un mod de a se percepe pe ei înșiși, iar femeile probabil că au alte așteptări sau alt mod de a privi bărbatul. Ziua bună și bun regăsit! Mă bucur tare mult să fim iar împreună în această frumoasă campanie foarte vie pe care o urmăresc și am urmărit și celelalte dialoguri pe marginea acestei teme și felicit pe colegi pentru ideile împărtășite cu noi toți. Recunosc că este poate mai provocatoare decât tema femininului și a feminității, poate că și suscită tocmai prin contrast, prin polaritate, o gândire mai aprofundată, poate mai puțin spontană, asupra masculinului și a chipului sau cele 1000 de chipuri ale bărbatului în vremurile actuale. Este, cred că, o schimbare și totodată o continuitate în felul în care este perceput sau în care se definește, se redefinește chipul bărbatului. Îmi place mult ideea asta de chip, da? În sens nu de rol social neapărat, ci de identitate de sine masculină, da? Și în raport cu experiențele de viață, în raport cu bărbații, da? Din jurul bărbatului și bărbații care au o continuitate de filiație, acest bărbat. Cred că
este o continuă procesualitate, o continuă devenire, sigur, cu anumite etape în maturizare, de la copil la adolescent, la tânăr adult, la bărbatul matur. Sunt câteva trepte în această evoluție și care necesită transformări uluitoare, corporale, emoționale, mentale, psihice, relaționale. Se diversifică, se complexifică și totul este în mișcare, cu toate stagnările și cu toate impasurile și cu toate vulnerabilitățile, de ce nu maladiile, de ce nu somatizările, dacă e să mergem în linia în care Babette Rothschild, autoarea, una dintre autoarele mele preferate, recunosc deschis, pe mine m-a ajutat foarte mult în înțelegerea din perspectiva dumneiei, gândirii traumei în linia dezvoltării somato-emoționale și mentale și în raport cu experiențele care duc spre creștere, dacă le putem elabora, dacă le putem mentaliza. Ei bine, masculinul, da, bărbatul și paternul, aș uni aceste paliere, registre, pentru că ele sunt împreună, mai ales acolo unde, la vârsta adultă, bărbatul devine și tată, ele sunt într-un continuum și într-o devenire. Nu putem să numim, sau nu știu, aș putea să numesc, hai să fiu un pic mai personală, să nu fac doar generalități. Nu cred că putem numi bărbat în autenticitatea chipului acesta dacă nu avem cel puțin câteva însușiri, câteva linii, contur și linii în profunzime care să fie deja integrate, asumate și care să fie actate cu bună răspundere și cu bună conștiență de sine. Și anume, un anume dinamism, o anume acțiune, o activitate într-o cunoaștere, facere, făurire, clădire, construcție. E ceva definitor unui bărbat, da, în linia aceasta, da, poate, sigur, și femeia are modalitățile sale, da, specifice, da, într-o a acționa, a crea, a făuri, a clădi, a naște, dar pentru bărbat este parcă în aluatul său, da, de principiu masculin, da, vitalizant, da, activ, acolo unde, da, este echilibrat, da, de principiul feminin care, da, cuprinde ca într-o matrice conturantă și încadrantă, da, acțiunea, activitatea masculină. Apoi, cred că e necesară o anume verticalitate. Sfântul René Biatkin, de exemplu, numea tatăl și bărbatul matur, da, coloana narcisică a persoanei, adică acel bărbat care la rândul său a avut un model bun de bărbați și de tată, de tați în jurul său, da, și-a, prin identificări repetate, și-a clădit noua anume coloană vertebrală, da, și narcisică și emoțională și mentală și comportamentală și relațională. O anume conștiință de sine, un anume respect de sine și de celălalt, de parteneră, da, și de genitorii săi și de descendenții săi. O anume nobleță, aș putea spune, în atitudine și în comportament. Da? Ele sunt vizibile atunci când există, nu ți le dă nimeni, ele pur și simplu, da, se creează prin capacitatea ta de a te cunoaște și de a deveni, de a crește, de a cuceri nu doar teritorii ca bărbații de altă dată, de acum mii de ani, dar teritorii, proprietăți, bunuri și așa mai departe, de a cuceri, de exemplu, teritorii ale cunoașterii, ale științei, ale artei, ale religiei, da?
de a cuceri la noi forme ale existenței. O altă dimensiune pe care o văd necesară, sperăm că există, o anume tărie de caracter și o anume bravitate, putezanță, încredere în sine, echilibrând, desigur, posibilele sau, de ce nu în unele cazuri, chiar predominantele izbucniri de agresivitate, cum tu mai spuneai, poate la unii bărbați activitatea este echivalentă cu agresivitatea și violența, de exemplu. Un anume echilibru între rațiune, da, și gândire și o lume intelectuală, să spunem, bărbătească, dar bine echilibrată, da, cu sfera emoțională, cu principiul feminin, da, în așa fel încât, da, să fie cuprinse împreună. Și apoi că ai deschis și subiectul acesta al vulnerabilității, este oare, da, vulnerabilitatea echivalentă cu sensibilitate sau cu o fragilitate, da, sau resimțită ca atare, sunt bărbați care resimt ca atare, da, exprimarea emoțiilor sau exprimarea neputințelor, impotențelor, exprimarea propriilor dureri, propriilor traume, mărturisirea de sine, etc., pot fi considerate de unii bărbați, de ce nu și de unele femei, ținând seama și de societatea care încă plasează clișee și mentalități. Da? Este dificil pentru un bărbat dacă nu își recunoaște măcar pentru el însuși aceste teritorii fragile, vulnerabile, măcar în sensul firesc al cuvântului, că de receptivitate, da, de senzitivitate, da, de exprimare firească a emoției. Dacă le înnăbușe, le împietrește, le neagă, le izolează, da, le suprimă, ele se vor exprima, să urmăm firul cărții, să spunem așa, da, corpul își amintește, ele se vor exprima prin simptome, adeseori și prin simptome corporale, somatizări. De exemplu, ulcere. Mi-amintesc de un pacient care, pe măsură ce își reprima și suprima furiile și anxietățile, ele începeau să-și facă loc în corp. La rândul său, având pe linie paternă, tatăl și unchi care aveau, da, avuseseră ulceri, fiecare în felul său, sau anumite tulburări digestive, avea deja și o predispoziție către, nu ereditar, dar nu numai, și prin aceste identificări paterne, dar și prin propria sa, da, manieră de a-și refuza lui însuși, da, neputința, furia și anxietatea. Și rămâneau în corp, creau, da, dureri, da, și stări foarte rele, da, somatopsihice, cu internări repetitive, etc. Nu intru în detalii, dar abia apoi când am putut, când a putut mărturisi, el era conștient, da, de ce produce dincolo de alimentație, de ereditate, da, că așa are și tata și unchiul, ce produce din propria persoană și din maniera sa, da, de a acționa asupra propriului corp, să spunem așa, ce produce ulcerația. Da? Și abia apoi, făcând legături, da, încetul cu încetul, el a putut să realizeze, da, și ce intensitate are furia asta și ce anume o declanșează și ce anume produce un soi de furie narcisică, da, cu foarte mult orgoliu îmbrăcată și pietrificată tocmai ca să nu izbucnească. Nu? Mai în plus față de asta, sigur că sunt teritorii somatice diferite și sigur că experiențele traumatice pot fi diferite în viața unui băiat adolescent
tânăr bărbat sau bărbat adult, și cu cât ele sunt mai de timpuriu existente, cu atât ele vor afecta anumite teritorii vitale chiar. Putem să ne gândim, da, la cei care trec prin afecțiuni, tulburări, maladii cardiovasculare, chiar cu risc, da, de accident craniovascular sau cu risc de infarct preinfarct, și la care orice tumult emoțional, chiar și de bucurie, da, chiar și de plăcere înaltă sexuală, orgasmică, poate la un moment dat să producă, da, un scurt circuit de genul acesta. Da. Sigur că aceste furtuni emoționale, să le numesc cum le numește psihanalistul Wilfred Bion, sigur că cu cât sunt mai neglijate, cu cât sunt, da, mai suprimate, pentru că nu se cuvine, pentru că sunt bărbat și nu pot să-mi exprim, da, așa, trebuie să arăt că sunt puternic, trebuie să arăt că mă stăpânesc, că, da, fac față, nu, e jenant, e umilitor, este, da, este rușinos să îmi arăt propriile vulnerabilități și propriile fragilități. Sigur că cu cât se întâmplă, da, aceste mecanisme care până la urmă sunt defensive, sunt de apărare, sunt de echilibrare, dar cu cât sunt mai rigide, cu atât furtuna emoțională va crește și va afecta, da, teritorii corporale predispuse, da, spre anumite maladii. Ca să, uite, ca să fac o mică, deși nu, e o glumă, dar nu are caracter neapărat de glumă, mai degrabă e o chestie care ne poate pune pe gânduri. Citeam în urmă cu ceva timp un exemplu legat de psihosomatică și cu precădere psihosomatică masculină, în care era dat un exemplu de domn aflat la o vârstă respectabilă, undeva în jur de 60 și ceva, spre 70 de ani, care a dus o viață exemplară, cu o conduită morală și etică și un om foarte bun, acel om cum se cade, extrem de blând, de bun, de cum se cade, de generos, de altruist, și om care moare, decedează în urma unui cancer, da? A unei boli terminale. Psihosomatice. Exact. Și cei din punct de vedere spiritual sau religios, unele comentarii erau: domnule, un om atât de bun, cum de l-a luat Dumnezeu? Da? Din punct de vedere spiritual, religios, e acest paradox în mintea unui. Da? Bun, dacă te aștepți la un Dumnezeu justițiar, zici, bun, îi ia pe ăia răi și îi lasă pe ăia bun. E, uite că nu se întâmplă așa și că uneori îi ia și pe ăia bun. Realmente bun nu doar în familie, bun cu toată lumea și foarte calm, echilibrat și blând. Și de fapt stai puțin, da, și te gândești și reflectezi, exact, și că de fapt omul respectiv și-a suprimat, cum spuneai tu, și-a reprimat tot ce înseamnă emoții, pentru că a fost învățat în fragedă pruncie că avea un comportament dezirabil față de parteneră, față de copii, față de, față de prieteni. Este să manifeste empatie și blândețe și bunătate și altruism și generozitate și câte valori morale mai există, da? Bun, în condițiile în care acel om poate n-a fost nici furios, poate n-a fost nici furios, sau poate că de fapt nu și-a exprimat. Exact, nu și-a exprimat. Da. Pentru că nu se cade. Nu se cade. Și uite, toate astea s-au adunat până în momentul în care a somatizat atât de tare toate aceste nemulțumiri, frustrări, nu știu, așteptări nerealiste pe partea celorlalți, a dus la o boală incurabilă. Sigur. Și sigur că probabil nu este singura cauză
cancerului pe care l-a dezvoltat, dar cu siguranță această suprimare, reprimare, negare poate a propriilor emoții, afecte, trăiri, experiențe emoționale a fost una din cauze. Se remarcă, da, și psihosomaticienii din toate domeniile, da, de tip medical, de tip psi, da, remarcă cum aceste emoții care nu sunt permise sub nicio formă, indiferent că sunt din percepte morale sau din încercarea de a fi cel mai bun om, cel mai generos, cel mai înțelegător, cel mai darnic, etc. Cum spunea și Akhtar la un moment dat, un psihoterapeut în sursele bucuriei, exact aceste excese de generozitate, de altruism, de dedicație, devotament, empatie și așa mai departe, excese, da, vor duce cu prețul propriei, da, vieți, da, la rupturi, fie la maladii îndelungate și incurabile, fie la poate morți destul de timpurii, da? În așa fel încât cu toată generozitatea noastră, că nu păstrăm resurse vitale și pentru noi înșine, din păcate le vom produce suferință celor pe care am sprijinit, ajutat, da? I-am susținut și din partea noastră vom produce suferința pe care nu îndrăzneam să le-o producem în picături mici, în doze mici, în momentele firești, suportabile, gestionabile într-o relație. Nu? Și îmi amintesc, apropo de suferință pe linia asta, bărbat ca fiu în raport cu tatăl sau tată, fiu, fiu, tată, da? Aceste legături subtile care îl construiesc, da, pe bărbat de-a lungul vieții. Să ne amintim de Franz Kafka prin relația lui extrem de dificilă cu tatăl, aproape imposibilă, cum numește în scrisoarea sa către tată, și în care încearcă chiar așa, cu o scrisoare netrimisă, da, lui și către întreaga lume, să facă o elaborare a relației tată-fiu care să poată să suporte condiția asta de fiu neiubit, neprețuit, da? Nesusținut, neîncurajat de tată. Îi spunea la un moment dat că ar fi fost fericit să-l fi avut ca prieten sau ca șef sau ca unchi sau ca bunic, pentru că așa, ca tată, era mult prea puternic, despot, tiran, așa era. Și îl resimțea Franz Kafka și nu putea trăi, pur și simplu nu se putea simți pe sine, da, ca ființă, ca fiu, ca băiat, ca adolescent, da, la umbra striditoare a tatălui. Aceasta este și o sursă, apropo, de traumatic, poate nu la dată personalități carismatice și la care creația, sublimarea acordă niște șanse, să spunem, de elaborare a traumaticului. Ce facem în acele situații în care un bărbat nu are această capacitate extraordinară de transformare creatoare a suferinței, a traumei, nu? Și se deprimă sau, da, somatizează sub pătura unei depresii melancolice foarte, foarte puternice, apropo de cancerul despre care povesteai. Nu se și spune un bărbat deprimat a fost cândva un fiu strivit de propriul tată. E sufletește vorbind. Nu? Se văd aceste legături subtile în negativ, da? În care traumaticul acționează cumva asupra corpului, asupra lumii sufletești, asupra funcționării mentale și, da, asupra identității de sine, ca om, ca bărbat, da, ca viitor tată sau actual tată chiar. Și este foarte dificil dacă pe relația tată, fiu, tată nu s-a echilibrat cât de cât,
s-a ameliorat funcționarea, va fi foarte greu, da, pentru bărbatul de azi care a devenit adult, să spunem matur, având un copil, un băiat, să transmită, da, lucrurile, da, mai puțin dificile, da, mai puțin corozive sau maladive sau mortifere. Va fi foarte greu, nu imposibil, sigur. Necesită, da, o prelucrare continuă a lumii interne și a relaționării și acceptării, da, unei noi relații în care tu ești tatăl și ai, da, pruncul, da, băiatul, și să-i poți transmite mai, da, cât se poate de vital, da, bărbăția, să spunem, masculinitatea, da, și bărbăția, chiar dacă ta a avut așa deficiențe, suferințe, traume. E foarte, foarte delicat, dar se pot transmite și astfel de conținuturi vitale, nu doar suferințe și traume. Ține foarte mult de capacitatea de transformare și de maturizare a bărbatului respectiv. Cum și Joseph Campbell nu spunea de această esențială, da, transformare în devenire, într-un continuum, da, spre adevăr, spre autentic, da, o creștere continuă. Pentru că nu putem spune, da, am devenit bărbat acum sau am devenit femeie acum, de acum sunt femeie, de acum sunt... Nu, e un proces continuu și de inițiere și maturizare. Sigur. Exact. Și sunt trepte de evoluție și până nu ne acceptăm toate ipostazele interioare, da, de băiat, fată, da, de când eram copil, legăturile, da, cu mama, cu tatăl nostru, adolescenții rebeli, revoltați, da, pe figurile parentale, tinerii cu încercările noastre brave de a cuceri lumea, abia treptat așa spre mijlocul vieții începem să realizăm că de fapt e necesar să ne întoarcem la noi înșine, da, și să putem să ne transformăm aceste experiențe ca maturizarea chiar să poată să aibă loc. Cu toate vulnerabilitățile, cu toate fragilitățile, cu micro sau macro traumele, da, cu experiențele dureroase, cu, da, tulburările psihice, mentale, fiecare are nebunia lui privată, ca să spunem așa, și nu există om să nu fie avut, da, o durere în corp, o durere emoțională, o stare de rău mentală, o pierdere pe care să nu o poată depăși cu adevărat, da? Și așa mai departe. De suferință, da? Nu prea putem scăpa, oricât de mult am încerca și ca bărbați și ca femei, da? Să ne facem că viața este roz sau aurie. Nu e doar roz sau aurie. Și cu atât mai mult aș adăuga eu, cu atât mai mult cu cât nu ne putem schimba trecutul, nu ne putem schimba părinții, da. Nu ne putem alege părinții, da. Poate că toți ne-am dorit niște părinți dezvoltați, echilibrați, doi părinți care să se iubească între ei, care să ne iubească pe noi. Și cu siguranță atunci ar fi create toate premisele ca noi să ne dezvoltăm ca femei și ca bărbați echilibrați, maturi, în așa fel încât să funcționăm optim în relațiile pe care noi le formăm, ca bărbați și ca femeie. Ori în momentul în care mă gândesc că tot încercând cumva să aflu cauzele, în toate aceste discuții, am încercat cumva să aflăm cauzele pentru care un bărbat, să spunem, nu este asumat, nu este imatur emoțional, nu este perceput ca bărbat adevărat, deși nu sunt de acord cu această sintagmă, așa cum expresia asta, așa cum nu sunt de acord cu poate cu femeia, când vine cineva și spune, dom'le, ce înseamnă o femeie adevărată? Femeia independentă, femeia puternică, nu că am o problemă cu asta, dar
Consider că este un mit, da? Și cred că mai degrabă aș folosi niște cuvinte precum asumat sau asumată, matur sau matură, echilibrat, echilibrată, responsabil, responsabilă. Și atunci mă gândesc că, de fapt, în momentul în care căutăm niște cauze, cumva, pe două tipologii, pe două naturi. Una ar fi transgenerațională. Dacă străbunicul meu, un om autoritar, un părinte foarte autoritar, da? A fost foarte dur cu bunicul. Bunicul, la rândul lui, a fost foarte autoritar și dur cu tatăl meu. Și tatăl meu, la rândul lui, mergând pe același pattern și pe același model parental, a fost la fel cu mine. Cred că eu numai prin propria conștientizare și prin propria dezvoltare personală voi ajunge să aflu, de fapt, ce probleme au avut strămoșii mei, hai să-i numim așa, generic strămoșii mei, da? Și ce pot eu să schimb ca să nu perpetuez... Da, mai ales că aceste moșteniri transgeneraționale, da, pe arborele nostru, da, generațional și psihic, mental și spiritual, sunt foarte greu și de decelat, de recunoscut și foarte greu de schimbat, de transformat, fiindcă ele vin deja în structura noastră, înainte de propria experiență, de propriile noastre experiențe. Da? Sunt un dat. Și e foarte greu. Sunt deja în structura noastră. Nu este posibil, sigur că este posibil, dar necesită, da, o conștientizare și o transformare, da, o elaborare continuă. Și acest efort, acest travaliu continuu, necesită mari resurse și mari capacități de adaptare, da, și la ceea ce ți se întâmplă în viața de zi cu zi. Și să poți face continuu dansul ăsta, nu? Între o moștenire cu toate dificultățile ei transgeneraționale, da? Cum este a te asuma într-un prezent și a te adapta la ce se întâmplă în experiența actuală, da? Chiar să ai, da, o anume forță vitală extraordinară. Și o capacitate creatoră, o capacitate de transformare, ca lucrurile acestea să-ți fie cât de cât modelabile, cât de cât în capacitatea ta de a le trăi și transforma continuu. Altfel te trăiesc ele pe tine. Exact. Nu trăim noi viața, ci viața ne trăiește pe noi. Dragii noștri, am vorbit astăzi alături de Daniela Luca, psihanalist, doctor în psihanaliză la Universitatea Paris 7, președintele Asociației Româno-Franceze de Psihoterapie și Psihanaliză, Andrei Green, și de asemenea autoare a numeroase articole de psihanaliză și psihopatologie, despre ceea ce înseamnă asumare, vulnerabilitate, poate agresivitate, despre anumite tipare relaționale funcționale în cazul băieților deveniți bărbați, felul în care bărbații intră în contact sau ar trebui să intre în contact cu propriile nevoi, cu propriile emoții, felul în care ar trebui să fie curajoși, pentru că o considerăm un act de curaj, acela de a-și exprima vulnerabilitatea, da? Pentru că atâta timp cât poate că mulți bărbați își ascund vulnerabilitatea, încercând de fapt să pară ceva ce nu sunt, ne arătându-și de fapt latura aceea de copil. Știi, și eu am un copil interior în mine și eu am fost un copil și probabil că acel copil a fost câteodată supus unor micuțe traume sau episoade traumatice care l-au marcat și eu vin înaintea ta, femeie, cu acest bărbat pentru a fi acceptat, respectat, da? Înțeles, iubit. Cred că este un act de curaj ca și femeia să înțeleagă bărbatul din această perspectivă și să nu-și se aștepte de la el să fie acel cavaler în armură, da? Unde emoțiile nu pot trece de armura respectivă, și invers, bineînțeles, și
bărbatul, pentru a avea o relație funcțională cu acea femeie, să înțeleagă că în femeia respectivă se ascunde sufletul unui copil interior care poate a trăit aceleași momente pe care și el ca băiat le-a trăit alături de părinți, să spunem, în propria lui copilărie. Iată așadar, am încercat pe scurt, bineînțeles, atât când ne-a permis spațiul, să creionăm câteva elemente despre ceea ce înseamnă o masculinitate sănătoasă și mai ales o masculinitate în raport cu feminitatea și cu ceea ce înseamnă relația femeie-bărbat, cu toată polarizarea acestor roluri. Și îi mulțumim din suflet Danielei Luca pentru faptul că ne-a onorat sau a răspuns invitației noastre de a discuta despre o temă, spun eu, interesantă și provocatoare. Da? Masculinitatea, ce înseamnă un bărbat adevărat, un bărbat asumat și vulnerabil în același timp. Noi, dragii noștri, vă mulțumim pentru recunoștință și pentru că ați fost alături de noi și de această dată. Ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. Numai bine, la revedere, mulțumim, Daniela Luca. Mulțumesc.